primul discurs de deschidere al unei echipe va fi din partea echipei SAFE și din partea Cristinei ai 4-5 minute. Aplauze! No pressure. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu prima. Not. Bun, pentru că eu sunt prima care deschide dezbaterea, aș vrea să începem un pic în a defini ce înseamnă out of the box, nu de alta, dar măcar noi în echipă să știm cu ce ne luptăm. Thinking outside the box, sau beyond the box, etc., etc., știți toate variațiunile, este de fapt o metaforă. În jargonul de business, ea desemnează o gândire diferită, neconvențională, modul de a privi o problemă dintr-o altă perspectivă. E sintagma care desemnează de cele mai multe ori o gândire creativă, capacitatea de a vedea dincolo de lucrurile absolut evidente pe care le vede toată lumea. Pentru că marea majoritate a noastră aici în sală suntem comunicatori, sper că nu greșesc, aș vrea să vă pun o întrebare. What is the business of communication? Hai, ajutați-mă că pierd timp prețios, am aproape 5 minute. What is the business of communication? Cu ce se ocupă? The business of communication is reputation. Nu despre asta suntem noi toți, nu cu asta ne ocupăm, nu de aia ne plătesc companiile, angajatorii. Ce este reputația? Reputația este chestia aia foarte fragilă, pe care o construiești în ani, cu trudă, și o distrugi, dacă nu ești atent, în câteva secunde, pac, pac. Și dacă în comunicare obiectul muncii noastre este reputația, scopul nostru este de a o apăra și sau îmbunătăți, depinde de context. Cum facem asta? Depinde foarte mult de ADN-ul brandului al companiei despre care facem vorbire. Dar, fără urmă de îndoială, SAFE, credem noi, nu este în opoziție cu out of the box. Vorbim, de fapt, de două lucruri diferite. Pe de o parte avem antiteza SAFE, unsafe, și pe de altă parte avem out of the box, following the norm. Da? Și aș vrea să rețineți treaba asta. În cele ce urmează, împreună cu colegele mele, o să argumentăm că SAFE nu exclude creativitatea, gândirea laterală. Credem că o gândire sănătoasă, strategică, în funcție de context și situație, trebuie să fie creativă sau nu, surprinzătoare sau nu, dar întotdeauna trebuie să fie safe pentru companie, adică să urmărească obiectivul pentru care noi toți ne luăm bănuții, adică reputația. Safe este, de fapt, responsabil, este sustenabil pe termen lung pentru a ajuta compania în a-și menține și îmbunătăți reputația. De asemenea, SAFE înseamnă pregătit pentru a face față oricăror provocări. SAFE nu este plictisitor, deși știu că veți zice că e, dar nici nu este riscant pentru o reputație. Și am aici două exemple. Nu știu dacă știți campania de trolling... Nu. Alt exemplu. Mă scuzați. Am încurcat exemplele. Hai să luăm una din cele mai mari companii din lume la acest moment. Mai exact Google. Google are un produs absolut revoluționar. A fost la vremea lui când s-a lansat complet out of the box, a revoluționat piața, etc., etc., și viețile noastre, nu știu dacă într-un sens bun sau prost, dar ne-a schimbat viețile. Dacă stăm însă să ne gândim foarte, foarte bine, din perspectiva consumatorului, când au fost ei unsafe în comunicare? Au logo-ul ăla de când ne știm, nu știu, de vreo 18 ani. Odată la 3 ani îi mai dau un lustru un pic, mai fac niște lucruri, dar cam atâta. Ei au un produs inovativ, dar o comunicare relativ safe. Și ca să venim un pic mai aproape de plaiurile
neolitice. O să vă dau, ca să nu folosesc exemplu altei companii, o să vă dau un exemplu de la noi din casă, din Lidl. Nu știu dacă sunteți familiar cu campania de trolling de astă vară, undeva iunie-iulie, vrem coșuri de mână la Lidl. În timpul protestelor a apărut un mim cu un domn care avea o pancartă, vrem coșuri de mână la Lidl, a devenit viral în câteva ore, era ceva, explodase Facebook-ul. Am intrat în gura tuturor trollilor existenți în România și cumva reputația noastră nu se simțea prea bine. Cu atât mai mult cu cât venea în completarea unei chestii care dura de un an de zile. Ideea este că ce am făcut, am luat o decizie, cea mai safe decizie posibilă, să le introducem naibii, să scăpăm din acest clench. Dar am făcut-o într-un mod creativ pentru că trebuia să câștigăm timp. Nu poți să le introduci așa pentru că ele trebuie comandate, produse și distribuite în 200 plus magazine, ceea ce, surpriză, durează vreo 6 săptămâni, am aflat și eu. Și ce am făcut până la urmă? Am făcut un poll, un poll al cărui rezultat evident că îl știam. Și am făcut un pic de mișto de noi, de coșuri și, în general, am încercat să detensionăm situația. Până la urmă, asta a funcționat în favoarea noastră, că din cât hate ne-am luat, până la urmă s-a lăsat cu foarte, foarte mult love. Deci, în esență, safe nu înseamnă neapărat și plictisitor. Poate să fie outside of the box, dar e bine să nu fie riscant pentru o reputație. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Urmează